Salutare lume și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după mult timp în care n-am mai postat nimic și îmi cer scuze, dar n-am prea avut timp, vine un vlog. Sper să fie fain, adică sper să prindem pești ca să fie fain. Dăm astăzi la mălai în lapte. Bine, avem și o conservă de bobe în cască. Nu mâncă, dar ar trebui să mănânce. Ne pornim către lacul numai eu cu Darius și mergem încetuc până ajungem mai este. Mai avem foarte puțin până la lac, suntem extrem de aproape și vreau să vă spun că a mai fost o tură la pescuit și am prins un crab destul de mare, la vreo 2-3 kg, cred că au avut 2 kg, nu știu, nu l-am cântărit, dar aproximativ așa vă spun. Unde a fost copacii ăia îmburdați în apă, am în vlogurile trecute, probabil o să vă las o poză de unde erau copacii. Și aia i-a scos și acolo m-am dus, că am văzut că a sărit un crab și de acolo l-am agățat pe ăsta mare. Dar prostia mea a fost că am avut camera și n-am pornit-o. Am uitat să pornesc și am pornit numai că l-am scos din apă. No, hai că am ajuns. Trecem pe tarlaua asta din jos de lac. Ia și tăi ăștia i-a scos de aici, care a fost în vale. A fost doi tăi mai groși sau dintr-o cioată a fost amândoi, nu știu. Exact acolo au fost copacii. I-am văzut așa, acolo m-am dus. I-am prins crapul ăla mare. Nu-i nimeni. Mă, fain. Bă, ce-am obosit cu tătii astea în spate. Bă, ți-o la banau. Cu ăsta am prins și crapul. Ea, Armageddonul de chipsuri, cârlig de 8. Deci n-am avut mai mare cârlig de ăsta. Bine, n-am avut, am avut, dar nu l-am schimbat. Și cu ăsta am dat, a crezut că o să prind ceva mai mic, nici chiar așa de mare. Și cu cârligul ăsta. Sunt foarte bune cârligele. Am luat 50 de bucăți din Decathlon. Cu, nu știu, câțiva lei, 5 lei cred că. Sau nu știu cât a fost, dar a fost ieftine. Și sunt extrem de bune cârligele. De la cu paletă, bineînțeles dacă le știți lega, eu le știu. Am învățat din bun străbuni. Îmi iau, știi ce mi iau? Îmi iau boabele alea și atât. Și un crac. Și când e Ken cu minciocul, stai că ia bă. Gata. Și când e Ken cu minciocul să vii. Așa. Deci ce mult a scăzut apa din lac. Aici era apă. Unde e tot malul ăsta. Ai de viață, chiar a scăzut foarte mult. E secetă. Bă, mă, dar eu mă la nivelul de la călugăr și deja e de două palme imediat. O scăzut. Ce mică e apa aia. Nu știu dacă o să mănânce pește. Exact ăsta e locul de unde am prins crapul. Și rătita aia era băgată cu tătul sub apă. Și din locul ăsta de aici. Era să mă bagi în rătita aia. Încercăm cu una de asta dacă nu schimbăm pe de-aia. Pe de-aia la alta. Picărligul meu intră mai ușor în bave, mă. Mai subțire. Așa. Ceva de genul. Bun. A fost o lansare eșuată așa din început, dar din lângă mal l-am prins ăsta de aici, la mare. Ceva caras nervos. What the fuck, ce m-a spăriat.
Bă, deci știi cum i-o băgat ea și i-o băgat-o la fund, dar nu s-o dus că după aia o lăsat-o. Au fost ceva caraz de la nervos, știi? Hai că am vrea să vie încoace și nu poate, e crea în gaia, vezi? Fii atent, deci am prins un crab, e frumos. Și nu putem de crea în gaia, nu fac că e subțire firul, știi? Bă, fii atent, ia hai că mă bag cu minciuc acolo și încerc să dau cu coda să rup crea în gaia să vie. Ține-l, că el vrea să vină încoace. Ia. Că aici jos așa e secat. Pot să mă bag aici că nu mă duc nicăieri. Deci vezi ce ușor să rup. Ajung oare cu minciocul? Trebuie ceva mai lung. Gata. Vine. Hai mă iau. Fai mă. Stai, fii atent, îl bag pe aici. Ia, nu poți să-l iei. Nu, cred că ajung. Ia l-ai. Grijă. Stai. Gata, no, ține-l aici, că l-am făcut până la urmă. Ui, bă, dar cum se simte cu bățul ăsta, mă? Stai, stai, nu-l lăsa. Le iau cu minciocul. Ăsta-i crap. Opa. Ioi, tu s-o băgat acolo? Las că nu-i bă. Pe ce l-am lăsat? Sper că pământ. Pământ. Lasă că după aia dăm iară cu minciocul. No, am prins primul crab. Hai să vedem să-l descățăm. Că mă tin cu o luată așa mai... Ba nu, că ea l-ai agățat. O lua bine, încă nu avea cum să se descațe, știi? Numai dacă nu se rupe firul. Bă, ce crab fain ai prins la jumătate de kil. De ce ai îndoit? Bă... Stai drept, copțile, ești cocoșat. Așa, no, sus. Ține-l, ține-l, știi ce? Hai că dau cu minciocul, ia, mă. Dacă tătă l-am aici. Ți-o deschezi tu. No, minciocul ăsta e bun și de rup crenș, băiți așa. Fain crab, așa ca prima captură de astăzi. E gras ăsta. Așa de gras. Bă, da, știi cum a venit? O piscărit-o prima dată ca și un caras. Bă, și după aia într-o dată s-a dus cu ea. Îl eliberăm. Îl eliberezi tu, domnule. Eliberează-l. Hai că după mult timp am noroc. După mult timp ai noroc, așa, după o lună jumătate de stat pe tușe. Poți să mergi jos? Poți să mergi un ticuț, așa, ai grijă cu pticiorul tău. Ai grijă. Așa. Nu te bagi, te bagi la fund. Hai să vedem, să-i dă drumul. Și s-o dus, așa mă, prima captură. Am vrut să-i fac la Darius montura de feeder și să meargem pe codă. Dă să-l prind. L-ai prins tu? Unde? E, ce-a plumbul? Deci și-o luat, un plumb de feeder e ușurel. Și numai bine pentru montura asta. Că e așa ușor să-i scoate în capacul ăsta. Trebuie să-i, cărligul l-am legat, mai trebuie numai să-i fac bucla. Fă-i tu bucla. Și tu știi că te-am învățat. Deci tot ce-am învățat, Darius de la mine a învățat. Așa de mândru. Și monturile. Și toate alea. No, așa. Mai făcută bine. Să leg. Vezi că e legat din răsucitorul. Ia, o sărit unul. Opa. Ia, tare și la asta. Am aia ți-o încălcit ca în hâda cu alea, mă, te-o băgat. L-o băgat în rătita asta uscată. Ia. Noroc cu minciocul. Bă, tu să zici că era mai mare, nu? Nu știu, așa, așa se simte. Da? Uh-huh. Când să nu rupă firul, uite. Ți, da, nouă de fir era, că firul ăla are de 0,16. Un fir foarte subțire. Și nu, e periculos să lucri cu crab de ăștia cu fir de 0,16, mai ales până cringe. Ia ce montură. Bine. Și mai crede feeder și n-avem nada, mă. Mai. Băgăm babe. Dar pe lansez cu ăsta, știi, și... No, dacă avem nada, punem cârligul așa în nada, știi?
Și după aia stătea și când merea nada, cât ligură rămâne aici deasupra. I-am mutat și pe codă. Am schimbat și bateria, că mi s-a gătat bateria. Am avut jumătate la cealaltă. Și... și-a pus Darius un dizate feeder. Și-a pus-o cam pe acolo, pe undeva la apă mică. Vedem cum a fi, dacă îmi prinde ceva la ea. Terminăm cu pescuitul pe codă, mai mare și mai dăm un chip pe dig. Să vedem cum ești acolo, că aici mi-a rupt o plută, mi-a rupt montura. Este ceva pe fund acolo în față. Nu. Așa. Să lasă mărânet așa, păi nu mai fac undița asta, o și strâng, o bag în husa ei. Așa. Îmi dau o bucăță, e foarte șmecheră undița asta. Și am mi-am găsit și husa ei în ghiozdan. E 2,32 m. Așa scrie pe ăsta. Pe husă. Așa. Și aici are un aici. Și e perfect. Ia aici scrie length în engleză. 232. Și aici ai câtă greutate suportă, până în 30 de grame. Asta e, știu că ca murdară husa. Moneta Shimano Ekushima de 4000. Și asta e șmecheră, fir de 0.21 sau de 0.22, nu mai țin minte când l-am luat, l-am luat de mult, dar încă tot bunui. No, tu ți-ai strâns bățul de pe clau mare. Mm-hmm. Șmecher. Feeder. Și moneta are o monetă foarte bună de la Okuma. Pluta, sper că mi-a ajuns la mal, că dacă mi-a ajuns la mal, o și eu. Că s-o desprins de firul în care a fost agățat. Mie mi-a fost agățat de un caras. Cred că e caras sau ceva crap. Da, am pește. Deci pește am. Da, e caras. Da, e fain, mă. Ia, bă, ce caras. Fainu-ți carasul. Pe 3 bobe l-am luat. Deci, țin minte că am pus 3 bobe înainte să mă duc. Căroșel fain. Și dăm drumul aici. S-a dus. Și noi am mai găsit niște porcușori aici pe valicica asta mică, dar puiesc de ăștia mici. Nu știu de unde au venit. Ori au urcat de sus, ori nu știu ce au făcut. Da. Nu știu. Habar n-am. Nu ajung. Dar dacă aș lăsa și asta. Dacă m-aș duce jos, asta ajung. Operațiunea scoate pluta din apă. Presiunea. Am o idee. Știi, vreau să o trag din două părți. Și s-o prind și când s-o iau, s-o iau așa. Vezi? Încă un tic. Hai ca un motin ca e acii.
la mine. Așa, ține la asta. Mersi. Nu, cu asta nu-i ajunge, ce pomeni. Dă pluta. Atât, atât, gata, gata, că am ajuns. Ce bine că ne-am luat cizmele astăzi. Încă mai are ăstea pe ea. Bă, ți-aș dă pluta asta tot gratis, am luat-o de la Bobby Fischer. Bă, ți-aș ce plută. Puh, Bobby Fischer. Cea mai bună marcă de plute din România. No, Bobby Fischer, te-ai rupt? Nu, soru, mă. Totul ok, ouă. E perfectă. Bobby Fischer. Pescarul Bobby. Nu, un crac îmi trebuie să-mi iau eu, știi? De la Bobby Fischer. Ceapii. No, tu unde te pui? Eu mă pun acolo. No. Unde? La aici? No, mă duce dincolo atunci. La nu, nu, nu. Mă duc dincolo, în locul ăla, la, și dau mai încolo, te-l aduc mai mare. Aici s-a încălcit. Așa. Suflă vântul. Am usă pornește. Dă mai mare. Mi-aduce o babă? Așa, mersi. Mi-aduce mai multe. Într-o punguță. Numai fain. Acolo. Coboară. Cred. Păi, mă, la ce bine stă cracul ăsta, băiatu, și mai bine nu puneam undița pe el. Și punguța să o fac pentru Bobe. Nu mai fac un suc de asta de plăchiale. O fac așa. De aici pot să-mi iau. Bun. No, am o așteptăm. Eha. Dar nu e mai mare de atâta. Ba da, nu vedem. Aha.